Când ți se întâmplă ceva în viață, bun sau rău, că așa suntem obișnuiți să spunem, da? Ne spunem lucrurilor pe nume, astea sunt cuvinte deocamdată, până ajungem doar să simțim și să ne înțelegem telepatică, pe vibrații, pe unde, pe așa ca la radio, că asta e, așa suntem, dar până acolo și până atunci vorbim, povestim, mai și povestim. Și când ți se întâmplă lucrurile bune, rele în viață, care tu le socoți că sunt rele sau bune, da? De fapt, sunt visele. Să ne înțelegem de la început, nimic nu e real în afara ta. Eu să mă înțeleg cu mine. Eu le uit, le mai uit. Adică mai uit că lucrurile sunt așa. Și mai sunt prinsă în realitatea care nimic nu e real. Totul e în tine, da? Te simți tu relaxat. Totul se întâmplă și de aia clipă de clipă și pas cu pas. Și să accepți totul e foarte important. E un fel de asta e, ok. Asta e, ok. Accept. E ca un exercițiu. Accept. Până înțelegi și prinzi șpilul. Dar vorbeam altceva. E și asta. Când ți se întâmplă în viață, da? Lucruri bune, rele. Deci totul e în tine, da? Și se proiectează ceva. Când se întâmplă lucrurile, astea sunt niște proiecții pe care tu, de ce zic trecut, prezent, viitor? Că ești în viitor sau în trecut sau în prezent, dar ești împreună. Pentru că clipă de clipă accepți sau nu și ți se întâmplă lucrurile într-o direcție sau alta. Nu că ai fi un om rău sau ai fi un om foarte bun. Așa merg lucrurile în univers. Și trebuie să înțelegem. E foarte simplu și e frumos și e ușor. Și totuși e foarte complex. Și e greu să zicem. Ca și cum te lasă universul. De ce vezi unul mai dus cu pluta și săracul umblă el acolo în luni paralele și știu pentru că asta am făcut și de aia și povestesc. Știu prin ce am trecut. Te lasă universul să o iei razna. Să nu iei razna. Te duce. Tu ți alegi ceva, da? Ai zis, interesant. Și clipa aia ți-a luat mințile. În sensul frumos. Eu nu pot să explic altfel asta. Și te-a dus în viitor. Ca și stare de spirit. Ca și... se întâmplă lucruri magice, dar ele sunt, de fapt, din viitor, o proiecție de-a ta care sufletul tău o acceptă sau nu. Îți place să te joci de a tu să hotărăști la servici ceva sau nu? Ce reacție ai la ce ți se propune? Zici, măi, nu e adevărat. Toată lumea zice că nu mă plăce așa cum mă place, că nu poate fi așa. E normal că îți dai seama. Totul e energie, da? Și nu poți să... Până înveți să emani doar energia aia care ea se transmită și face ceva, aia știi că nu ești încă acolo, că e conștient undeva, în subconștientul tău, când nu ai ajuns acolo. Dar ești așa uimit și... Și depinde foarte mult. Acolo e capcana. Să iei hotărâri sau să ai reacții la ce ți s-a arătat, omenești. Simplu omenești. Că ai fost de acord cu ceva sau nu. Într-o clipă te poți trezi cu 2 ani în urmă. Dar asta nu e de rău, asta e foarte bine. Adică, ca și cum te-a dus în viitor, cu 4 ani, ai văzut ceva, ai trecut prin ceva și te-ai purtat ca un om adevărat, onorabil,
Și ai fost trimis înapoi în propunerele tale și dorințele tale, cum ai vrea să-ți fie ăștia 2 ani sau 4 ani, ca să ajungi ca și stare de spirit acolo. E foarte frumos. Cam asta se întâmplă clipă de clipă. Și tu accepți conștient sau inconștient încă o dată, dacă ești în trecut sau în viitor sau în prezent. Din asta suntem făcuți. Ăsta e aluatul din care suntem făcuți. Despre asta e vorba. Și astea sunt butonașele ca la o mașină cu senzor și cu și atât de frumos. Și când înainte să înțelegi lucrul ăsta cât e de frumos și de minunat și asta e de fapt, trebuie să ajungi la jos, 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 ca și înțelegere că, și să rămâi dezamăgit total, ca să accepți, dezamăgirea, ca să ți se deschidă lucrurile de fapt cum stau și că nu e sfârșitul și n-ai pierdut nimic și de abia începe. Te așteaptă ceva extraordinar.